O categorie de șoferi riscă închisoarea pentru o anumită greșeală în trafic, conform unei decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Regula a intrat în vigoare de la data de 15 iunie pentru toate instanțele de judecată la care ajung cazurile ale unor astfel de conducători auto. Conform Impact.ro, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a apărut la începutul lunii mai și a fost oficializată miercuri, devenind obligatorie pentru toate instanțele de judecată, începând din data de 15 iunie. Astfel, o categorie de șoferi riscă să ajungă la închisoare. Mai exact, este vorba despre șoferii care modifică starea locului sau șterg urmele unui accident de circulație, ce a cauzat uciderea sau vătămarea corporală sau a sănătății unei persoane, fără acordul autorităților. În interpretarea și aplicarea dispozițiilor din codul penal privind infracțiunea de părăsire a locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, stabilește că fapta oricărei persoane de a modifica starea locului are în vedere și schimbarea poziției vehiculului implicat într-un accident de circulație, a stabilit ICCJ. Potrivit codului penal, fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a șterge urmele accidentului de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății sau a mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare de la fața locului, reprezintă o infracțiune ce se pedepsește similar cu părăsirea locului accidentului, de la 2 la 7 ani, relatează Impact.ro.